Hello și bine ați venit sau revenit pe canalul Vegan de România. În clipul de astăzi o să vă arăt ce am mâncat zilele acestea, aproape o săptămână, adică 6 zile, de luni până sâmbătă, azi fiind duminică, azi când postez clipul. Ce vreau eu să luați din clipurile de genul, nu trebuie să mâncați ca mine, nu trebuie, vai, mănânc fix ca ea și văd cum mă simt. Fiecare corp, fiecare om este diferit. Ce vezi la mine este doar un exemplu cam ce ați putea mânca. Voi ajustați-vă mesele după corpul vostru, după ce vă spune corpul. Băi, eu mai vreau să mănânc, puneți mai mult. Eu mănânc mai puțin, puneți mai puțin. Corpul meu nu funcționează cu fructe dimineața. Nu mâncați fructe dimineața dacă nu puteți. Mâncați-le ca gustări sau ca ce vreți voi. Însă nu le-aș recomanda să le mâncați seara, că s-ar putea să vă stricați la stomac. Just saying. Bună dimineața! Mi-am început, bineînțeles, dimineața cu un pahar mare de apă și o cafea, câte am dat lui Eduard să mănânce. Acum mă voi înfructa într-un măr din ăsta de țară, golden. Așa. Iar apoi voi mânca trebușoara asta, în care am pus ovăz, lapte vegetal, proteină din soia și mango și kiwi din ăsta golden. Pe care l-am găsit la Kaufland și mi se nu la Kaufland, nu în Gorj. Pe care l-am găsit la Lidl și mi se pare super yummy, mult mai bun ca kiwi-ul normal. Anul ăsta nu știu exact ce s-a întâmplat, dar nu am găsit deloc. Kiwi din ăsta verde, kiwi normal pe care le știm cu toții, care să aibă chiar un gust decent. Niciunul. În schimb, ăsta gold sau auriu, foarte bun, foarte dulci. Eduard, pe cremă de morcov și cartofi dulci. Rețeta este o rețetă mai veche. O găsiți la mine pe canal. O să vă las în descrierea clipului ca să vă fie mai ușor. Pe deasupra pun și niște iaurt din ăsta de soia ca să fie mai cremoasă. Și pun și niște fulgi de ardei iuți. Și pe lângă asta voi mânca și o salată. Stați să vă arăt mai bine. Și pe lângă supă o să mănânc și o salată. Aia mai salată verde, varză roșie, roșii, nu prea extraordinare, roșii din astea de plastic, ceapă verde, tofu afumat, nu știu dacă am zis, și cam atât, da, o salată cât se poate de simplu și am stors un pic de zeamă de lămâie și o să mai pun niște sare să sezonez. Deci ăsta va fi prânzul meu astăzi. O supă cu pâine, pâinea este homemade, am o mașină de pâine și fac pâine pur și simplu cu apă, drojdie și făină. Supă cu pâine și salată cu tofu afumat. Și să nu vă mai spun că am găsit untul ăsta vegan la Auchan, chiar înainte de anul nou. Nu știu dacă îl mai au acum. L-am găsit la 7,90 lei, când el de obicei este undeva în jur de 13 lei și ceva sau chiar 15 lei. Și nu expiră prea curând, expiră pe undeva prin prin februarie, pe la sfârșitul februarie, dar se va mânca, pentru că sunt trei oameni care îl mănâncă. Dar, dacă aveți vreun Auchan, eu zic să vă duceți, că poate îl mai găsiți la bani ăștia, adică se merită. E la jumătate de preț și expiră în două luni, o lună jumate, să zicem. Aveți timp să-l consumați, zic eu. Chiar mi-era poftă să mănânc supă, pentru că tocmai am venit de afară și aparent sunt minus 7 grade sau ceva genul, zăpadă multă. Și supa e fix ce am eu nevoie. În seara asta vom folosi niște legume congelate. Ne ajuți, Eduard? Mulțumesc, stai un pic. Deci, conopidă, broccoli și morcovi, după cum vedeți, sunt mai mulți morcovi decât
brocoli sau conopide, așa că ce o să fac eu? O să mai pun niște fasole verde, pentru că vreau mai multe legume. Și o să mai pun și... Nu, mami, nu, că e congelată, mama. E congelată, mama, e rece. E rece, e doar. Lasă-le aici, lasă-le aici. O să mai pun și niște brocoli, pentru că era prea puțin. O să pun niște apă, apoi o să acoperim și lăsăm la fiert vreo 10 minute, 5 minute, da, cam vreo 10 minute așa, ca să se fiarbă, gătească la semi-aburi toate legumele. Mama, e rece, mami, e răcești minuța. Cum spuneam, pun apă peste ele. Nu foarte mult, cam jumătate din tegaia mea. O să le acopăr și le las vreo 10 minute la foc mediu. Cina este format așa din legumele astea gătite, gen fierte, semi-aburi, așa. Eduard, nu, mama, nu. Frige. Niște năut. Fert. Scuzeam, glumeam programul ăsta. Niște ceapă verde. Da, da, o să te las, o să te las să faci și tu nasul aici. Niște ceapă verde, am zis, Doamne, nebună, niște ceapă roșie. Și doar mănâncă niște covrigi din aia de buză. Am mâncat și eu vreo 5 azi. M-am uitat la un film. Nu, mama, nu, știu că-ți place. Hai, ia ceapa, hai. Mai nou are o pasiune pentru ceapa roșie. Îmi place la nebunie. Peste toată treaba asta, o să pun, ia mânuța, niște, vezi, poate scap borcanul. O să pun niște tahini. Dacă o să mai curgă. Așa. E bără scap. Așa. Niște cremă din asta de oțet balsamic. Because I love it. Niște tofu afumat. Trebuie să fac asta un pic mai artistic, dar mie. Deci tofu afumat și niște de semințe de susan negru. Trebuie mai puține de a mea. Scăpat. Și asta e cina mea în seara asta. Asta dacă nu mi-o mănâncă e doar pe toată. Da. Deci asta este cina în seara asta. Foarte simplu, foarte ușor de făcut. Micul dejun în această zi a fost, bineînțeles, niște overnight oats făcut cu fulgi de ovăz, proteină și lapte vegetal. Și cam așa arată. Vedeți că este foarte, foarte cremos. La prânz am ales să călesc în puțin ulei de măsline legumele care mi-au rămas de aseară alături de niște quinoa fiartă pe care o aveam prin frigider uitată și pe care am asezonat-o cu un pic de sos de soia și le-am lăsat așa să se călească cam 5 minute. Și ăsta a fost prânzul. Tofu afumat, ardei, castraveți cruzi, pe care i-am servit alături de sosul ăsta corean. Vi l-am arătat eu într-un vlogmas acum ceva timp. Iar seara am ales să mănânc niște bărcuțe făcute din ardei gras roșu, umplute cu pasta asta de tofu, gen almete. O să vă postez sau o să vedeți rețeta și filmată peste vreo 2-3 săptămâni pe canal și ăsta a fost cina. Roșii, tofu afumat, castraveți cu niște sos din ăla, pasta din aia coreană, samjang, care îmi place maxim, bărcuțele cu almete și am pus și niște ceapă așa un pic, ca să fie bun. Micul dejun, ca în ultimele 3 zile. Ovăz cu proteină și lapte și aici deasupra am un mix de iaurt de cocos din ăsta luat de la Lidl, că tot a fost săptămâna vegană, vegetariană, și niște kiwi din ăsta golden. Pregătisem lui Eduard iaurt cu kiwi, dar nu a vrut să-l mănânce pe tot, așa că ce a rămas l-am folosit eu, că asta înseamnă să fii mamă, mănânci ce-i rămâne copilului. La prânz am mâncat cartofi dulci la cuptor cu scrambled tofu
și cu o salată mare în care am pus salată verde, roșii, castraveți, ardei. Nu am pus ceapă pentru că am pus niște ceapă la murat cu un pic de sare și oțet și am presărat-o peste tofu ăsta scramble și a fost un prânz foarte, foarte gustos. Mai repetăm rețeta. Apoi, ca gustare, am mâncat ultima biluță din asta proteică, raw vegană. Am clipul pe canal, dar eu le-am făcut batoane, dar puteți să le faceți și biluțe, așa cum vedeți și în imagini. Și apoi am mâncat 4 clementine. Asta este supă de pastrnac și morcov. Rețeta o să o vedeți în clipul din, de săptămâna viitoare. Aici am tofu afumat, niște pesto. Pesto din asta cumpărat de la Lidl în săptămâna vegană-vegetariană. Și bineînțeles o bucată de pâine. Pâine făcută la aparatul de făcut pâine, după cum vedeți. Prăjită. Da. Și asta este Eduard. Așteptă și el papa. Iaurt de soia cu proteină, cu gust de ciocolată, banane și clătitele din astea. Săptămâna viitoare o să vedeți și rețeta pentru astea. Dar cred că am mai postat-o deja. Se poate să o fie postat deja chiar și pe grupul de pe Facebook Vegan de România. Nu tot timpul farfuriile mele și sunt sigură că nu tot timpul farfuriile tuturor influencerilor în materie de mâncare și așa arată extraordinar amenajate, aranjate, nu știu ce. Mai sunt dimineți când micul dejun arată și așa. Și atâta timp cât e bun, hrănaci, nutritiv, nu prea contează cum stă în farfurie. Pentru unii asta s-ar putea să mamă ce urât arată, cum pot să mănânc așa ceva, și pentru unii mamă ce mișto arată. Pentru mine e hrană. Îmi hrănesc corpul. Pentru prânz am pus niște fâsfâs din ăsta, din semințe de struguri, la încins. Apoi am pus niște ceapă și ghimbir tocate, cât de cât mărunt. Le-am lăsat să se călească vreo 2-3 minute. Apoi am adăugat peste niște căței de usturoi tocați și un condiment care se numește Five Spice, după cum vedeți în imagini, conține fenicul, anason, cuișoare, pudră, bineînțeles, piper alb și scorțișoară. Five Spice, ăsta este un condiment chinezesc și este foarte bun. Peste ceapa ustroiul ăsta călite am pus mazăre, fasole verde și un strop de apă, mă rog, trebuia un strop de apă, numai că eu am scăpat un pic mai multă apă decât a trebuit, fie vorba între noi. Le-am lăsat acoperite să se gătească 10 minute, apoi la sfârșit am stors peste jumătate de lămâie, pentru că mie îmi place lămâia, nu știu de ce, în ultima perioadă îmi place să folosesc lămâie peste orice. Am servit legumele astea gătite cu orez basmati fiert, simplu, și soia la cuptor. Iar pentru seară am mâncat niște summer rolls cu un sos din ăsta făcut cu peanut butter și ceva picant. Avem aici pâine homemade, făcută la aparatul de pâine, bineînțeles. Zacuscă făcută de mine de 2 ani și în continuare rezistă. Și scramble tofu, acea rețetă pe care am folosit-o și acum câteva zile, doar că astăzi ne-am adăugat puțin de ceapă roșie și ardei gras roșu. Am vrut să adaug și spanac, dar am uitat. Da, asta mănânc eu în această minunată dimineață. Azi prânzul e pe repede înainte pentru că trebuie să plec undeva. Am doar 2 ore și un pic de când am mâncat micul dejun, așa că nu mi-este foarte foame, dar mănânc ceva ca să nu mă doară stomacul mai târziu și să mă arunc în primul supermarket și să mănânc prostii. Așa că am cartofi din ala dulce, copt, cu scramble tofu, aceeași rețetă pe care am folosit-o și azi dimineață, ce mi-a mai rămas, și salată de varză roșie. Cine a mâncat-o în deplasare, așa că am primit tofu afumat, năut, roșii, pâine de casă și o brânză cremă din asta de la Simply V. Ingredientele le aveți aici, nu e cea mai grozavă, dar e ok. Dimineața mi-am început-o cu 2 clementine și jumătate de banană, îi rămăsese lui Eduard. Un fel de mic dejun prânz,
Pentru că, pur și simplu, am uitat, a trecut timpul, m-am jucat cu Eduard și a trecut timpul și abia acum mi-am dat seama că eu nu am mâncat decât niște fructe dimineață și cam atât. Dar avem aici niște zacuscă pe rice cakes. Aș fi vrut pâine, dar nu mai am, trebuie să mă duc să-mi cumpăr făină. Ca să fac roșii, castraveți și tofu. Se vede că e sâmbătă asta și e zi de mers la cumpărături. Iar Eduard mănâncă aici de zor un rice cake, nu știu cum naiba îi plac, mie nu prea îmi plac. Dar lui îi plac, se pare că. Poftă bună! Prânz cu ce am găsit prin frigider, orez, mazărea cu fasole verde pe care am gătit-o mai devreme săptămâna asta. Era să scap bolul. Soia la cuptor, la fel, gătită săptămâna asta și sosul ăla corean, Samjang, vi l-am arătat eu undeva prin vlogmas, o să vi-l las în descrierea clipului să vă uitați, pentru că am un unboxing de la Korean Market. Și merită să vizitați site-ul să vă cumpărați chestii de acolo. Asta este cina în seara asta, pentru că mi-am decalat tot programul astăzi. Am mâncat micul dejun mai târziu, apoi prânzul la fel și mai târziu. Și la ora cinei acum nu mi-este foame, așa că o să mănânc niște iaurt din ăsta de soia, îl știți, cu o dulceață de smochine pe care am primit-o de la cineva. Am îndetat mai borcanul și mai am o singură porție și gata, l-am terminat. De 3 luni mă chinui să-l termin. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, un subscribe și vă aștept pe grupul Vegan din România de pe Facebook. O să vi-l las în descrierea clipului și să, nu știu, comentați acolo dacă încercați rețete de ale mele sau puteți posta poze cu ce mâncați și să discutăm despre veganism, despre chestii astea. Poate acolo vă simțiți mai comod să discutăm decât aici pe YouTube, pentru că știu că sunt câțiva oameni un pic mai răutăcioși și că de. Nu există, era o expresie, ceva cu iarbă, iarbărea, dar nu știu, iarbărea? Da. Vă mulțumesc mult de vizionare, ne vedem săptămâna viitoare!